voștri. Săptămâna trecută, după cum știți, a fost îndurerați de moartea părintelui Serafin. Săptămâna aceasta vă sărbătorim pe dumneavoastră. Familiile care ați împlinit 50 de ani de căsătorie anul acesta. Ca drept dovadă, viața trebuie să meargă înainte. Acum, după 50 de ani, nu putem decât să ne înclinăm în fața dumneavoastră pentru exemplul de viață pe care mi-l dați. Ați fost alături unul de celălalt timp de 50 de ani. Și tot în acest timp ați petrecut cu bucurie și necazuri toată perioada. Ați înfruntat orice problemă, iar azi sunteți aici și ne bucurăm pentru acest lucru. Dar totodată vă dorim să rămâneți așa, cum sunteți azi. La fel și de încercați în fața greutăților. Ne dorim să vă păstrați sănătoși, să depășiți toate neajunsurile de acum înainte și de acum înainte. Vă dorim un călduros la mulți ani, cu sănătate, cu iubire, cu fericire și cu multă, multă bucurie, atât din partea noastră, cât din partea întregii comunități, din partea copiilor dumneavoastră care sunt acasă și care sunt plecați de aici. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim că existați. Iar acum părintele va face o rugăciune, după care sigur că vă vom îmâna niște diplome pentru cei 50 de ani de căsătorie. Vă rog, părinte, dacă se poate. Și după aia vom face. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Fraților, acum 50 de ani v-ați făgăduit în fața altarului iubire și credință pentru toată viața. Astăzi suntem aici împreună pentru a cere binecuvântarea lui Dumnezeu și în același timp să-i mulțumim pentru că v-au ocrotit în acești 50 de ani și îl rugăm în continuare să vă dea putere, sănătate, să vă bucurați de ocrotirea Lui până la sfârșitul vieții. Doamne Dumnezeu, Creatorul Lumii, Tu L-ai tăiat pe om bărbat și femeie. Îți mulțumim că i-ai păstrat unii în căsătorie pe acești frați ai noștri timp de 50 de ani. Te rugăm prevarsă asupra lor binecuvântarea Ta. Înflăcărează-le speranța și sporește-le iubirea ca să trăiască mai departe fericiți în căsătorie atât cât va voi Dumnezeu și să dea copiilor, nepoților și rudelor lor, tuturor celor din jurul lor, exemplu de viață creștină. Întărește-le unirea cu Tine în comunitatea bisericii Tale ca să preamărească numele Tău în toate zilele vieții lor și să dea lumii o bună mărturie despre Tine. Păstrează-i în viață până la adânci bătrâneți, iar la sfârșit dăruiește-le fericirea deplină din ceruri prin Hristos Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Domnul să vă binecuvânteze, să vă apere de orice rău și să vă conducă la viața veșnică, îndeplinindu-vă toate rugăciunile, intențiile și gândurile voastre bune, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze Atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Vă mulțumesc. Mulțumesc.
Așa. Da, după ce le-am văzut florile și vinovele și florile, după aia așa. Vigășos. Pregăsiți-i deasupra o felice. Partea aia era să o să dau și numai aici am pus cutii cu ce am pus acum. Ești în post astăzi, dreamoartă sunteți cu cărbunii. Mare dos pentru două ore să ne amestecă pregătiți. Nu mă bine, am văzut eu. Din partea autorității locale, a Consiliului Local, vă dorim câte o diplomă de fidelitate, sigur fiecărei familii în parte. Diplomă de fidelitate se acordă familiei Martin, Gheorghe și Maria. Vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor dumneavoastră, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut împreună timp de 50 de ani. La mulți ani! La mulți ani, domnule! Familiei Ciocan Andrei, la fel, vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut împreună timp de 50 de ani. Vă dorim pe mai departe. Vă rugăm. Mai spuneți încă o dată ce e numele datului jandarmerilor. Da? Aveți o săptămână. Serios? Da. Haideți, domnul Ciocan. Hai, vă rog. Diploma? Așa. Aici aveți un cadou. Fiecare familie primește o sumă de și vă cumpărați ceva de Moș Crăciun. Da. Suma cuia ei sau... Împreună! Nu-i corect! Familia Ungureanu, Neculai și Veronica, vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut împreună timp de 50 de ani. Vă dorim pe mai departe! Poftiți, domnul Ungureanu! Aveți așa, floricica, să rămână, nu v-am pupat. Stai, nu Andrei, că nu te-am pupat. Să rămână. Nici nu am nevoie. Lași, vezi, dacă îmi țin pe ce fel de întrebări, m-am intimidat. Așa ar fi. Deci, să te-am pus să-i cam pe toți mai rog. Am făcut, mă, mai mulți, da? Dar când noi am fiat. Vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor dumneavoastră, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut împreună timp de 50 de ani. Vă doriți pe mai departe, înainte. Așa. Doamne ajută să vă bucură. Să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate. Doamne ajută. Familia Mihaia, vă felicităm pentru sinceritatea și sentimentelor dumneavoastră, pentru răbdare și înțelepciune, care v-au unit și v-au ținut timp de 50 de ani împreună. Să dea Dumnezeu pe mai departe. Stați așa. Da. Felicitări. Cum a bine, Doamne ajută. Familia Negruț, Costică și Anica, vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut împreună timp de 50 de ani. La mulți ani și pe mai departe! Așa, Doamne ajută! Familia Butucaru, Neculai și Maria,
Vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut împreună timp de 50 de ani. La mulți ani și pe mai departe, multă sănătate și vă bucurați în continuare de viață. Asta frumoasă. Doamne ajută să vă ajungem și noi. Așa v-ați așezat. Așa v-ați așezat ce-am spus așa. Nu v-am lăsat la urmă. Cei din urmă vor fi primiți. Familia Podea, Neculac și Maria. Vă felicităm pentru sinceritatea sentimentelor, pentru răbdarea și înțelepciunea care v-au unit și v-au ținut împreună timp de 50 de ani. La mulți ani să vă dea Dumnezeu și pe mai departe, înainte, sănătoși, voinici și frumoși. Așa! Nenea Podea, sunteți niște exemple pentru noi, tinerii, și să ne ajute Dumnezeu să vă ajungem, nu? Să dea Dumnezeu. Sper că am venit 50 de ani, mai să vedem. Să dea Dumnezeu. Sănătoși și tot așa de voioși. Da, acum vă rog, colegii mei, așa, câte un pahar de șampanie, să ciocnim, da? Cine a băut să mai dea șampanie? Yeah.